Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, porturile din Constanța și Agigea s-au închis. Vântul atinge la rafale chiar și 70 de kilometri la oră. În urmă cu doar câteva zile, acest termometru înregistra temperaturi primăvăratice de 10 grade Celsius. Acum iarna și-a reintrat în drepturi, iar temperaturile au scăzut brusc. Potrivit autorităților, operațiunile au fost sistate sâmbătă dimineață în jurul orei 8:30 în porturile Constanța Nord și Constanța Sud, atât maritim cât și fluvial, deoarece vântul suflă cu viteze de 60-70 km pe oră la țărm, iar în larg poate ajunge și depăși 80 de km pe oră. Tot din cauza vântului puternic a fost restricționată și deplasarea convoaielor de barje pe canalul Dunăre-Marea Neagră, prin ecluza de la Agigea către portul Constanța Sud-Fluvial. Vremea capricioasă le-a dat bătăi și șoferilor care au circulat cu dificultate pentru că pe asfalt s-a depus un strat consistent de zăpadă, iar vizibilitatea este redusă. Meteorologii anunță pentru luni o ușoară ameliorare a vremii. Până atunci vom avea parte de minime cuprinse între minus 5 și minus 7 grade Celsius, iar maxime între minus 3 și minus 4 grade.